Ne aflăm la Bălănești, aici oamenii nu au început deocamdată să culeagă via, dar vom face un experiment pentru a vedea dacă într-adevăr vinul este mai gustos. Alături de mine este Nea Costică, cel care ne va spune și rezultatul. Haideți să vedem. Cum este? E bunișor, dar e puțin. E puțin, trebuia mai mult. La cât era anul trecut și în alți ani, anul ăsta e puțin. Ei puse, numai... Cum arată strugurii? Dezastru. Seceta care a făcut dezastru în lanurile de grâu și porumb a afectat și viile. Localnicii din Bălănești încă mai speră ca o ploaie să facă boabele de struguri mai mari. Struguri sunt, dar puțin și aia seci, uscați. Din cauza secetei? Din cauza secetei, pământul crăpat. Ați început să culegeți via? Nu, încă nu. Păi, porumb e atâta, dar via... Eu ca tot mai lăsăm, că poate eu dau o amărâtăie ploaie. Să mai fac o țărăzamă și mai capete și o țără, dacă o fi. Oamenii spun că traiul la țară a devenit o misiune aproape imposibilă din cauza secetei. A afectat și viile, și grâu, și porumbul. Noi aici am avut grâu, l-am întors, am pus porumb. Și n-am luat nimic, nici grâu, nici porumb. Cum arată viile? Slab de tot. Păliți strugurii. Via se vede că e... pălită. Ați început să o culegeți? Nu. Mă zice că poate o ploua. Sătenii sunt convinși că dacă nu va ploua, vor fi nevoiți să cumpere vin de la magazin. Cum arată via? Uscată, au început să usuce buștenii din cauza secetii. Și strugurii, dacă nu plouă, nu facem nimica. Nu ați început încă să-i culegeți, deși au început să cadă pe jos. Noi culegem, că nu are rost să-i culegem. De acum că nu iasă nimica, îi ținem degeaba, îi luăm degeaba. Sunt uscați? Da. Poliți așa ei mai mult, nu că sunt coți. Gorjenii se gândesc îngroziți la iarna care bate la ușă după bilanțul făcut la recolte.